Da, mersi mult. Cred că a fost o victorie foarte grea pentru noi și și într-un același moment foarte bine venită. Un moral cam jos la echipa a fost și era foarte importantă în plan psihologic această victorie pentru noi, pentru că băieții au muncit, dar până acum am avut numai două înfrângeri și a venit timpul să luăm și noi trei puncte. Suntem foarte fericiți, suntem bucuroși și tot de meci, calitatea jocului nostru va crește și înțelegerea între băieți va fi mai bună. Și sper că rezultatele vor veni cât mai curând. Domnul Slavă, o întrebare. Care compartiment v-a părut că mai este necesar de lucrat? Adică unde a fost mai slab jocul? Vorbim și cu băieți și lucrăm la asta. Sunt foarte multe probleme cu controlul mingei. Da, e foarte dificil să controlezi mingea aici, pe acest artificial. Da, și sper cât mai degrabă să ieșim pe teren verde. La iarbă e altfel, da? E ceva specific artificialul și e greu pentru băieți și vedeți că e cam greu de lucrat mingea de asta. De aceea jocul nu este prea rapid. Vreau să mai repezim jocul, dar de asta avem nevoie de un control de minge mai bun și mai calitativ. După asta ieșim la teren verde și sper că va fi totul bine. Și pasele cam șchioapătă, precizia paselor. Asta este una de la alta vine, da? Se pierde încrederea. Băieții dacă greșesc din cauza terenului, după asta pierde încrederea și nu joacă relaxat. Da? De asta vin și greșelile.